Vremea rece și ninsorile au pus stăpânire pe continentul european. Ploile torențiale au provocat inundații devastatoare în Turcia, Croația și Bosnia-Herțegovina. În Marea Britanie, traficul aerian a fost dat peste cap din cauza ninsorilor. În regiunea Antalya din Turcia, o ploaie puternică a lăsat în urmă case inundate și străzi distruse de șuvoaiele puternice. Unele mașini au fost târâte de ape în centrul orașului, iar cei blocați în automobile au avut nevoie de ajutorul echipelor de salvare. Din cauza prăbușirii tuturor podurilor din centru, ploaia a provocat inundații, a avariat case, subsoluri și mașini. Nu a mai fost o astfel de situație în ultimii 50 de ani. Și în Croația, mai multe drumuri au fost inundate, soldați și pompieri construiesc diguri din saci cu nisip și pompează apa din curți. Situația este mai gravă în Bosnia, unde un om a murit în urma unei alunecări de teren. 10 de case din nordul țării au fost inundate. Mai multe drumuri și un pod au fost avariate. Localnicii ar putea fi evacuați dacă ploile nu vor conteni. Mama mea are 87 de ani și locuiește aici. Casa ei a fost inundată în jumătate de oră. S-a întâmplat aseară în jurul orei 23:30. În aceeași situație sunt mai mulți vecini. Situația este cu adevărat alarmantă. Am avut oaspeți care au plecat cu barca. Mai încolo, două case de lemn sunt sub ape. Între timp, mai multe țări europene se confruntă cu ninsori puternice. Furtunile de zăpadă au perturbat traficul în Polonia. De vină este frontul atmosferic rece Brigida, care a luat autoritățile prin surprindere. Responsabilii avertizează asupra riscului de avalanșe. În estul Slovaciei, stratul de zăpadă a ajuns la 30 de centimetri, iar traficul rutier a fost dat peste cap. În orașul Presov a fost declarată stare de urgență, iar oamenii au fost sfătuiți să nu iasă din case dacă nu au o urgență. Ninsorile sunt însoțite de vânt puternic și viscol. O preocupare deosebită este situația din Tatra. În urma avalanșelor, acolo au murit 3 oameni. În Marea Britanie, 10 de zboruri au fost anulate din cauza ceții dense și a ninsorilor abundente, iar mii de oameni au fost nevoiți să aștepte în aeroporturi. Prima ninsoare a căzut și în regiunile centrale și vestice ale Franței, unde ninge destul de rar.